Am pregătit un meci de fotbal pur demonstrativ, astfel încât să ne dăm seama cine, cu cine și care pe care se bazează. Îmi cer scuze golanilor din militari, alături de care a copilărit Cătălin Oprișan, dar astăzi echipamentului de fotbal îl va scoate total din analele cartierului militar. Vă prezint primul jucător de fotbal, Ghicica, te rog să mă ajuți, Cătălin Oprișan. Iată-l, are această costumație chiar de vară, împreună cu Ciupilica. Mergem mai departe la extraterestrul îndrăgostit, care ține în brațe pe Ramona, după cum se vede, care ține mâna șmecherește în buzunar. Foarte bine, aici în spate un extraterestru. Se vedea, mulțumim. Echipa Neața este completată de... Nu mă, nu pe inima ta, pe inima ei. Nu. Ia, mă rog. Iată fetița cu cosițe care o ține în brațe, în spate, în spate. Heidi o ține în spate pe Amalia. Te vede fi tu acasă. Pentru Sony Flame e mai simplu, fiica sa e aici aproape, au cu ce să joace toată ziua. Iată cine călărește T-Rex-ul. Sony Flame. De departe cel mai simpatic personaj pentru copiii din resort este personajul lui Jimmy Tab, nici nu mai știu. Te rog. Pei, pe mama lor. Corect. Nu mai știu care e piciorul tău și care e al calului. Poți să te întorci, te rog, să vadă copiii că ai și coadă. Am un fund turtit și nu vreau. Da, hai că ai coada simpatică. Iată, asta este. Aici este coada căluțului și, în ultimul rând, Adrian este cu maimuța. Avem fiecare apucăturile astea. Dragii mei, am făcut terenul mai mic, special pentru voi. Vom juca echipa Neața versus restul lumii. Ghicica, te rog să te retragi. Toată lumea, mingea va fi la adversarii noștri. Vă rog să intrați în teren. Se joacă până la epuizare. Nu există scor. Eu voi încerca să comentez, deși nu văd numerele de tricou. Iată, blonda sexy în poartă la noi. T-Rex a primit o pasă foarte bună de la maimuțoi. T-Rex în continuare la meci, la minge. Extraterestru bețiv este, nicio legătură. T-Rex chiar are, oh! Calul a ratat la foarte puțin. Bun, hai să ne concentrăm un pic. Zice blonda sexy, mă rog, spus mult spus sexy, blonda sexy. Blonda sexy pasă spre Heidi. Pasă filtrantă la extraterestru care nu prinde mingea. Calul este la balon, doamnelor și domnilor, și scoate mai departe la maimuță. Maimuța dă out. Meciul va continua aici pe terenul nostru. Să știți că este un teren chiar profesionist de sintetic, în dimensiunile profesioniste. Noi am decis să ne batem joc. Îi lăsăm pe colegii noștri la joacă. Pe dumneavoastră vă lăsăm cu muzica sus și să intrăm cu toții în pauză. Nu știu dacă știți, dar pe terenul ăsta, după 6 seara, se varsă niște lăcrămi și niște transpirații. De nu ai văzut așa ceva. A dat extraterestru gol. Mai de asta aveam nevoie. Băieți, vă rog să vă repuneți pe roate și să egalați. Vă las cu maimuța, calul și extraterestru.